Un tată nu a mai vrut să se recăsătorească, însă fiul său i-a zis, un bărbat avea doar 45 de ani când iubita sa soție a murit. După perioada de doliu pe care bărbatul a ținut-o, familia, rudele și toți prietenii i-au spus să se recăsătorească. Dar bărbatul nu a mai vrut să se recăsătorească. Avea doar un fiu și voia să-și concentreze toată atenția sa asupra lui și a creșterii sale. De fiecare dată când cineva îl întreba de ce nu vrea să se căsătorească din nou, el răspundea, "Fiul meu este un dar de la soția mea. O să am grijă de el astfel încât să devină un om de succes și astfel viața mea va fi frumoasă, alături de fiul meu." Tatăl și-a ținut promisiunea, s-a concentrat pe creșterea și educația fiului său, fiindu-i atât tată cât și mamă, oferindu-i dragoste, îndrumare și sprijin în fiecare etapă a vieții sale. Fiul său a crescut, iar după ce a absolvit facultatea, tatăl său i-a dat afacerea sa. La scurt timp, fiul s-a căsătorit, iar tatăl a decis că este timpul să se retragă de tot din afaceri. După aproximativ un an, tatăl lua micul dejun un pic cam devreme într-una din dimineți și a întrebat-o pe nora sa, "Dragă noră, mai este cașcaval în frigider?" Tatălui îi plăcea mult cașcavalul și obișnuia să mănânce câteva felii în fiecare dimineață, dar nora sa i-a spus că nu mai este cașcaval. Fiul auzise ce spusese soția sa, deoarece chiar atunci intrase în bucătărie pentru a mânca. După ce tatăl a luat micul dejun, s-au pus la masă și tânărul și soția lui. Soția sa a adus la masă un platou cu roșii, castraveți, mușchi și cașcaval din belșug. Când a văzut platoul acela, tânărul a realizat că soția sa îl mințise pe tatăl său. Nu a spus nimic. Și-a terminat micul dejun, apoi a plecat spre birou. Dar fiul nu-și putea lua gândul de la întâmplarea de dimineață cu cașcavalul. Pur și simplu nu și-o putea scoate din minte. În acea noapte s-a întors acasă de la birou și nu a putut dormi nici măcar un minut. Dis de dimineață s-a dus la tatăl său și i-a spus, "Tată, este timpul să te recăsătorești. Vreau să te recăsătorești." Tatăl i-a spus, "Fiule, nu am nevoie de o a doua căsnicie la vârsta aceasta. Iar eu ți-am dat toată dragostea mea, nu ai nevoie de o mamă. De ce să mă mai căsătoresc acum? Chiar nu înțeleg de ce îmi ceri una ca asta." Fiul i-a zâmbit tatălui său și i-a spus acestuia, "Tată, nu vreau o mamă pentru mine, vreau o soție pentru tine care să te iubească mult de tot și care să îți aducă un platou cu cașcaval în fiecare dimineață." Apoi s-a gândit să-i dea o lecție soției sale, deoarece tatăl său nu merita să fie tratat așa cum îl tratase soția sa. Fiul i-a dat înapoi afacerea tatălui său și s-a mutat din vila tatălui său cu soția sa într-un apartament cu chirie. Fiul i-a spus tatălui său, "Vreau să fiu angajatul tău, tată, și să mă plătești exact ca pe un muncitor oarecare." Uimit, tatăl l-a întrebat pe fiul său, "Fiule, dar nu înțeleg, de ce vrei să trăiești așa? Eu vreau să-ți dăruiesc ție totul." Fiul i-a răspuns, "Știu ce frumos m-ai crescut tu și ce valori mi-ai insuflat. După moartea mamei, ți-ai dedicat viața mie, iar eu vreau ca soția mea să te aprecieze pentru omul care ești, nu doar pentru ceea ce ne-ai oferit. Vreau ca soția mea să știe valoarea unor felii de cașcaval." Morala poveștii: părinții noștri și-au sacrificat întreaga lor viață pentru noi. Nu ar trebui să-i uităm atunci când ne așezăm la casa noastră. Ei ne-au modelat caracterul, ne-au oferit învățămintele necesare pentru a ne descurca în lume și ne-au sprijinit în momentele dificile. Să nu uităm să-i vizităm, să le arătăm că îi prețuim și să ne consultăm cu ei în momente importante. Dacă ai ajuns până la finalul poveștii, lasă o inimă în comentarii și asigură-te că ne urmărești.